În fiecare zi suntem confruntați cu de ispite. Creștinii sunt chemați să le biruiască. Care să fie rețeta de biruință împotriva ispitirilor celui rău? Spre exemplu, sunt unii care încearcă să le evite. Și până la un punct, această rețetă pare să fie de succes. Însă nu vom putea la infinit să evităm ispitirile celui rău. Alții încearcă prin propriile forțe să biruiască ispitirile. Însă, într-un context al încercărilor și al ispitirilor celui rău, autorul cărții evrei oferă o șansă unică pentru a ieși biruitori. El spune astfel în capitolul 12, versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinia și șa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Problema păcătuirii nu este că ne place prea mult păcatul sau că într-un fel sau altul nu l-am evitat. Problema păcătuirii este că nu suntem suficient de îndrăgostiți de Dumnezeu. În momentul în care îl vei vedea pe Hristos la adevărata lui valoare, în momentul în care ochii tăi vor fi ținte la el, și vei descoperi frumusețea Lui, vei descoperi caracterul Lui. Ceea ce îți oferă lumea va fi de puțină valoare și ca atare o vei evita. Mă rog lui Dumnezeu să te ajute să-ți fixezi privirea la Hristos și în momentul în care îl vezi vei primi putere să biruiești ispitile celui rău.